În a doua zi de Crăciun, Adina, o tânără în vârstă de 21 de ani, din comuna Grămești, a fost reținută de polițiști pentru comiterea infracțiunilor de bătămare corporală din culpă și conducerea unui autovehicul cu permisul de conducere suspendat. Potrivit polițiștilor, în timp ce conducea autoturismul pe DN29 la intrare în localitatea Salcea, într-o curbă deosebit de periculoasă, tânăra a pierdut controlul volanului și a pătruns pe contrasens, unde s-a izbit în mai multe rânduri de un parapet de protecție, după care s-a răsturnat. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a unei tinere de 19 ani și a unui tânăr de 21 de ani, ambii pasageri în mașină. Șoferița s-a ales cu răni ușoare. Adina a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au stabilit că tânăra are permisul suspendat încă din august 2014, când s-a angajat într-o depășire neregulamentară pe raza comunei Dumbrăveni și s-a izbit cu mașina într-o cisternă. Accidentul s-a soldat cu moartea lui Dragoș, un tânăr în vârstă de 25 de ani, soțul Adinei. Cei doi spuseseră da în fața ofițerului de stare civilă cu 3 luni înainte de producerea accidentului și vreau să facă nuntă. Ca o ironie a sorții, bărbatul i-a dat în dar șoferiței bolidul în care și-a găsit sfârșitul. Și asta nu este tot. Deși nu avea permis de conducere din august 2014, în aprilie 2015, aceeași șoferiță a fost oprită de polițiști pe strada Traian Vuia din municipiul Suceava pentru că gonea cu peste 70 de km la oră. După accidentul produs în cea de-a doua zi de Crăciun, tânăra de 21 de ani a ajuns în fața instanței de judecată și a fost plasată sub control judiciar timp de 60 de zile.